Dacă vrei să mă susții, du-te la itemshop, apasă pe suportă creator și adaugă codul meu Max și altele. Mulțumesc! Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod din minunata mea serie zilnică, teoretic zilnică, de Fortnite Battle Royale. Și o să mergem, fraților, de data asta în Tilted Towers, pentru că, având în vedere că am lipsit atât de mult timp, trebuie să am un meci legendar. Mă rog, nu trebuie, dar vreau eu. Așa că o să mă duc acolo și o să încerc să-i distrug pe toți. Și fraților, dacă vă plac episoadele mele de Fortnite și dacă vreți să le vedeți în fiecare zi, apăsați pe butonul de like. Nu v-ați așteptat să zic asta, nu? Sunt sigur că nimeni nu s-a așteptat. Mamă, frate, câți îs în Tilted. Bine, nu mă miră, pentru că mă așteptam să fie mulți. Dar totuși parcă sunt prea mulți pentru solo. Să nu veniți la squad, frate, în Tilted, sfatul meu pentru voi. Pentru că s-ar putea să regretați toată viața acea alegere. Oh my god, e pampul meu. Vrei și tu să mori, boss? Dacă aș fi jucat azi mai multe meciuri, nu ratam toate hiturile alea. Dar din păcate n-am jucat, deci le-am ratat pe toate. Asta este, e bine că am omorât totuși. E bine că avem o grămadă de shield. Și hai să mergem aici jos să luăm chesturile. Sau chestul, da, e unul singur. Desigur că e un chest și nu-s două. De ce ar fi două? Ok. Două gloanțe la pump. O grămadă de ammo boxuri deschise care aparent nu mi-au dat niciun glonț de shotgun, dar uite-le aici. Nice, nice, nice. Avem shotgun, avem minigun. Mamă, frate, ce noob ești. Cum să te arăți acolo așa? Mă rog, mie-mi convine. Mă bucur că ai făcut această alegere, sincer. Dar e o alegere foarte proastă. Stai, n-avea gloanțe shotgun? Ok, nu o să iau deagle-ul, o să iau aceste stings. Și aparent tipul ăsta n-avea gloanțe shotgun, deci trebuie să ne descurcăm cu astea trei pe care le avem. O să folosesc minigun-ul pe post de M4. Ok, aparent sunt chesturi aici. What? De ce n-am putut să pun construcția acolo? Cred că e cineva aici. Nu e o idee bună să intrați așa după playeri cum fac eu acum. Din contră, e cea mai proastă idee. Pentru că o să vă audă ei primii. What? Ok. Poți, credeai că nu o să vin pe aici? Oh my god, credeam că mă bate tipul ăsta aici. Ok, nu e de glumă cu așa ceva. Hai să punem și campfire-ul. Bă, sincer, tipul voia să demonstreze de ce e în stare și a fost aproape să reușească, dar l-am oprit în ultima secundă. Nu, glumesc, bine, l-am oprit, dar ok. Acest sniper probabil o să-mi salveze viața. Frate, ar trebui să fie mai multe gloanțe de shotgun. Nu jur că niciodată n-am gloanțe de shotgun. Bine, asta dacă mă duc în Tilted, dacă mă duc în alt oraș, na, am timp să lutez bine de tot. L-am văzut pe acel individ. A sărit jos. Trebuie să avem grijă la trepuri. Bă, frate, cât se mișcă ăsta, bă, nici nu pot să trag. Come on. Poți să o faci.
Mamă, stare editurile, frate. Deci clar nu trebuie să stăm aici și să nu facem nimic, pentru că e foarte periculos. Zim, te rog, e cineva acolo la bric. E cineva acolo la bric? Sunt pregătit să-ți dau un snipe, arată-te, te rog. Oh, ești tu jos, oh. Come on. Prefer să stau aici, sincer, pentru că e mult mai sigur pentru mine. Și să facem așa, pentru că s-ar putea să fie cineva pe munte. Mereu aveți grijă la muntele ăsta din Tilted, pentru că mereu sunt playeri acolo. Pentru că merg să ia vehicule, din ce am observat. Hai mă, frate. Repede minis. E bine că tipul ăla se bate cu altcineva și nu are timp de noi. Golden. Ești nebun dacă aveam acest shotgun. Nimeni n-avea vreo șansă împotriva mea. Nu, bine, exagerez puțin. Mamă, frate, nu bilă. Urăsc bilele. Dacă nu știți ce zbilele, e nou vehicul pe care l-a adăugat ăsta de la Fortnite, se numește The Baller. Oh, și atât de OP încât toată lumea joacă cu el. Priviți cum o să îi dau un snipe acestui individ. Dar nu așa, desigur. Oh! Pentru că am găsit un slurp și o să-i dau un snipe când o să am full viață, pentru că da. What? Ce disperat, frate. Aparent sunt mai mulți obsedați, nu e unul singur. Mi-e frică, frate, aici de muntele din spate. Au pus un launchpad prost, nu? Unde ești, mă? Ai căzut jos deja? Come on! Cred că o să petrecem tot acest match în Tilted. Mamă, frate, nu putea să iasă cu o milisecundă înainte. Hai, arată scăpățâna. O să-mi iau snipe dacă mai joc atât de risky cum o fac acum. Și nici mai am materiale multe, dar cred că ar trebui să plec de aici. Deși nu știu dacă aș vrea să fac asta, pentru că de ce ai plecat dintr-o luptă? Nu sunt eu genul care pleacă dintr-o luptă în general, adică mie îmi place să mă lupt până la capăt, până rămân fără puteri, dar... Ok, am nevoie de aceste palete sau acești paleți, habar n-am dacă e la feminin sau la masculin, probabil e la feminin. De fapt e la neutru, nu? Un palet, două palete. Sau doi paleți? Habar n-am, nu știu. Nu mă întrebați. Eu nu mai ies la școală, ok? Nu trebuie să mai știu română. Glumesc. Da, chiar nu știu, sincer. What? Unde ești, mă? De unde dai? Deci eu încerc să realizez ce e aici, dar nu prea reușesc. Nu s-au omorât între ei, încă mai sunt amândoi. Unde-i launchpad-ul? O, uite-l aici. Și aparent uite și niște brick și niște rockets. 500 brick, ok. Mai mult decât suficient. Și playerul ăla probabil e pe aici undeva, că n-avea unde să meargă mai departe de atât. O, uite, cred că e ăla în vilă, frate. Îmi place mult să distrug bilele. Hai mă. Aparent astăzi cu sniperul nu prea am noroc. Eu zic ghinionistă pentru sniperi. Și aparent părul meu nu are nici el noroc azi, dar na.
frate. Oh, ok, am dat un hit totuși. Vreau să mă plâng de faptul că nu am dat niciun hit. Arată-te acolo, boss, te rog. Ia scarul ăla. Ok, vin eu atunci. Poate ești low și poate-ți dai acum mini-uri. Wow, wow. Ok. Dar are și el heavy sniper. Boss, nu-s eu playerul cu care ai vrut să te bați. Crede-mă, nu-s eu, mă. Ai greșit persoana, bossule. Uh-oh-oh. Oh my god. Nici cu ăștia nu vreau să mă bat, sincer. Oh my god. Oh my god! Fraiere! Să mai vii odată să mă deranjezi în timp ce îmi cauți carul, frate. Deci nu vine să cred că l-am bătut pe tipul ăsta. A fost noroc pur, trebuie să recunosc. Nu a fost kill, nici nu m-a interesat de faptul că l-a luat editul acolo. Am zis, ok, s-a întâmplat, acceptăm ideea. Da, în mod normal n-aș face asta, dar am jucat prea mult în ultimul timp cu sniperul și aparent ăsta nu e meciul meu de sniperi. Ați putut să vedeți și voi. Deci o să prefer rocket launcher-ul. Mamă, cât loot avem, frate, și e nașpa că ai mult loot, dar nu poți să-l iei, știi? Și se aude un zgomot ciudat de afară, what? Ok, sincer nu știu ce zgomot e. Se aude de parcă a venit cineva cu un bulldozer și vrea să spargă tot. Probabil asta face, pentru că la mine aici unde stau e ceva normal. Mamă, frate, vreau un big shield. Era Chuck-Jug. Era un Chuck-Jug acolo și e un airdrop lângă mine și eu vreau să plec de lângă el. Are you kidding me? Ok, nici nu mai are sens. Oh, e bine că am pus toate astea, pentru că aparent e cineva care mă urmărește. Nu știu exact de unde. Ori în spate, ori în față, ori în partea asta. Dar o să aflăm, o să aflăm noi la un moment dat. Oh! Uitam, era un what? E un player acolo? Oh my god, nu credeam că e distanța atât de mare. Ok, se mai întâmplă. Cade toată chestia, ok, cade. Probabil tipul are glider deploy. Dar clar are. Dar nu contează. What? Ok, tipul ăsta e sniper god aparent. Eu aveam rachete, frate, în loc să-i dau o rachetă. Oh, ok. I-am spart puțin botul. Hai să continuăm meciul nostru. Oh. Nu pot să cred de ce n-am construit. Vă rog cineva să-mi zică în comentarii de ce n-am construit.